Situată în Asia Centrală și având un ținut muntos fără ieșire la mare, Tajikistan se învecinează cu Afganistan la sud, Uzbekistan la vest, Kirghizistan la nord și China în partea de est. Populația țării numără un total de 7.133.000 de locuitori, capitala este orașul Dushanbe, iar limba oficială vorbită este tajik. Alte 10 dialecte sunt folosite, iar Biblia este tradusă doar în 2 dintre ele. Teritoriul Tajikistanului este împărțit între indo-europeni și turci altaici. Datorită războiului civil, cea mai mare parte a localnicilor a refugiat în alte țări, iar odată cu ei au dispărut tradițiile și istoria acestui stat. Tajikistan este o țară bogată în minerale, cărbune, petrol și energie hidroelectrică. Totuși, infrastructura a avut de suferit de pe urma războiului, ce a dus la colapsul Imperiului Sovietic, iar în prezent poporul se zbate în sărăcie. Deși oficial este declarată libertatea de închinare, totuși toate activitățile religioase sunt sub strictă supraveghere datorită islamiștilor care se înmulțesc foarte rapid în ultima perioadă. Musulmanii domină în rândul populației pe plan religios cu peste 5 milioane de adereni. Peste 500.000 de locuitori s-au declarat ca neavând nici o religie sau că sunt atei, iar restul, respectiv 85.000, sunt creștini. Biserica evanghelică are doar circa 800 de membri în Tajikistan, un număr extrem de redus. Să venim în rugăciune pentru această țară lovită de sărăcie, lovită de războaie, lupte și indiferența autorităților, lucru ce se întâmplă până și în ziua de astăzi. Bătrânii, orfanii și persoanele cu dizabilități, toți aceștia sunt sub grija unui guvern corupt. Să ne rugăm Domnului pentru misionarii care calcă aceste meleaguri, Dumnezeu să îi călăuzească și prin ei să câștige cât mai multe suflete. La final, să ne rugăm și ca filmul despre Isus să fie răspândit către cei ce încă nu au auzit sau nu l-au cunoscut pe Domnul. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.